dumneavoastră, hai să vă spun ceva, v-ați interesat un comună și din asta? Am auzit așa câteva părere, dar am zis nebunul nenorocit, care eu dacă l-am primit sunt sate și mie până grădina, acum vreo 10 ani e treaba asta, nu da. Iar a revenit cu treburi de astea. Nu ai fost niciodată cu Alina și că tu inventezi toată povestea asta. Cum îi răspunzi tu? Este o minciună din partea dânsului. E o minciună sfruntată chestia asta, că am fost, deci nu că am fost căsătoriți. Nu am fost căsătoriți, dânsul la asta s-a referit poate. Nu, că nu ați fost prieteni niciodată. Ba da, am fost, știe un sat întreg că am fost prieten cu Alina. Că doar te primea prin curte, îți dădea de lucru, dar atât. Da. Că Alina nu te suporta de atunci? Sau... Nu, e adevărat. Dacă nu m-ar fi suportat, n-ar fi vorbit cu mine. N-ar fi stat de vorbă cu mine. Și n-ar fi acceptat să o duc acasă seara. N-ar fi acceptat să merg la magazin. Deci tatăl Alinei m-a alergat de nenumărate ori, mai de mult, ca să mă bate, că mă strânge de gât, că mă omoară. De ce? Adică ce? Că... practic, după ce își vedea treburile făcute pe curte și pe acasă la cel ajutam să facă, pe urmă, încă îmi dădea cu piciorul, că îmi dădea cu șutul. Și n-am vrut să mă duc să mai duc niște fiare vechi, că eram fiare vechi de la fosta mina Ceptura de cărbun, pentru dânsul, le duceam la fier vechi. Și ultima oară nu m-am simțit bine și n-am vrut să mai duc fiare vechi. N-am vrut să mai fiu slugă, cum ar veni vorba, că cam așa ajunsesem. Am înțeles, sluga tatălui Alinei. Sluga tatălui Alinei. Alina, ce spunea de relația asta pe care tu aveai cu tatălui? Ce spunea de ea, de relația? Ea spunea, zice, știi că așa e el. Trebuie să-l înțelegi și pe el. Și-l înțelegeam, dar îl înțelegeam pentru ea. Ei au avut o relație? De unde, Doamne, ferește, Doamne, până atât dacă ai avea o fată și un nebun să ia de ea și vine să pune pata pe ea. Și domnule, gata, eu iubesc pe fată, fii nebun. Păi și eu iubesc pe fata lui Băsescu, acum să mă duc să fac declarații de dragoste. El spune așa, că au stat împreună chiar 2-3 ani. Doamne, maică, domnule, păi vrea să-l, chiar să-l joc în picioare. De asta am vrut să vorbesc cu dumneavoastră, să știi exact care e treaba. Nu, domnule, vedeți-vă de treaba noastră, asta e un nenorocită. Dar eu zic că a scăpat el, că iar a început. Dar e vorba de vreo 10 ani treaba asta, după în 2001, 2002, cam așa. Știu, că el zice că s-a despărțit de 2 ani. Da. Hai, Dumnezeu, uitați-vă la noastră în comună și vedeți cine e ăsta în primul rând. Părea băia serios, da, așa, da, că da, da, nu-i de unde se... Vedeți casa lui, știți casa lui pe unde stau acum, a furat-o după un cutie, pe acolo mai nimic, a distrus toată casa, a murit măsa mare și geamul, geamul de la, la casă le-a luat. Eu mai trebuie și mă pun să sunt colușat, de unde v-am mai încolo. Noastră, cum v-ați înțeles cu el? Am înțeles că nu s-a înțeles bine, că noastră, din cauza noastră s-a despărțit. Păi, dar eu m-am înțeles bine, că îi plăteam ce făcea, mâine, dă-i dumneavoastră, n-avea nici vorba aia, ciora pe picioar n-avea, ea mâncalță de dreapă pe alea așa de jine de răsit. Alina, ce părere despre el? Păi, dar nici nu bagă să ia, mă, domnule, fii mea, e fată cu ea, cu șe studii, cu astea, cum adică, el cu patru clase al lui, ce n-are, s-a putut alea acolo, nici care, nici te-au dat, le-a terminat sau cum le-a terminat. Dacă-i dus cu capul un om nebun, nu asta ce părere. A fost între voi o poveste de dragoste, asta vreau, da. Sau? Adică, da. Ea, și, ea și din partea și ei a fost... Din ambele părți. A fost. Și el de ce spune că nu a fost nimic între voi, că totul e o invenție a ta? Mai este o problemă la mijloc. Mama ei vânduse niște pământ și avusese niște bani, niște milioane. Dânsul a vrut să-și ia un porc. Și m-a rugat frumos să vorbesc cu bunica mea să-l împrumute cu bani. L-am împrumutat cu bani și după ce a cumpărat porcul, l-au terminat, n-a avut să mai dea bani înapoi, n-a putut să mai restituie, pentru că dânsul nu mai lucra atunci în timpul acela și atunci m-am dus eu, ca să vă demonstrez iubirea adevărată ce am avut față de Alina, m-am dus la fostul șef de post care a fost aici la comună, am făcut o hârtie precum că eu aș fi luat banii de la numitul Cristea Stelian și... dar nu i-a mai dus bunicii mele, că nu i-a mai dus bunicii mele, asta era problema mea, dar el a restituit banii până mine. Adică vorba venea că nu restituise nimic. Și de aici a început cearta scandalului, că mama l-a dus mai departe la poliție, că de ce l-a dus mama la poliție, pentru banii aceia, și de aici a plecat toată cearta. Că și Alina mi-a zice, dacă nu era porcul ăla la jumătate, ce care l-a cumpărat tata, zice, cu banii de la bunica ta, zice, nu intra divergența asta de cearta și scandalul. Deci tu spui că totul a plecat de la porcul ăla, de fapt? Da, de la... Nu ne va apucă transpirație, nu. Vă spun cine azi, că nu cumpli cu mașini nici pe ei. Dar vreți să aveți o fată, să aveți așa, să aveți. Ține un nebun așa de aia. Dar eu am zis că a terminat rapid, de vreo 10 ani treaba asta. L-am ținut pe mâncare, l-am ținut pe toate aia vreo. Ia mă cu alea. I-am cumpărat și bicicleta, a fost primul mâncare. Ia mă, ia și bicicleta, stai mai îmbrășcat. N-avea ce încălță, ia mă de la mine cu alea. Ia îmbrăcăminte, ia de la mine. El v-a spus, se spune că s-au despărțit de 2 ani și... Doamne, fără, și care 2 ani? Păi 2 ani, el dacă de 10 ani, de 2 ani, iar a venit, s-a pus pata, iar. Că o iubește, că... Păi eu și o iubesc, v-am spus, și o iubesc, păi, mai spus, mă, e nenorocitule, zic, m-am întâlnit cu el de atunci.
Nesterică, te rog frumos să mă ierți, că nu știu, m-a învățat nu știu cine. Păi de puțin, m-a învățat nu știu cine, ca să-și bată joc de el. Mă, băiatul, termină mă cu trestea. Dar el cred că are ceva totuși pentru ea. Da, iura, își bate joc de el ăștia, dacă îi dus puțin, e tâmpit. Cum ai simțit tu așa, a ținut la tine? Adică... A ținut. Cum îți demonstra lucrul ăsta? Cum? Și asta spune, că nu mai vorbiți de mult. Și că... Cum ți-a demonstrat ea că a ținut la tine? Făcându-mi cadouri. Îmi făcea cadouri. Și la mie, și eu ei. Și asta a fost singura demonstrație. Și prin vorbirea frumoasă care ea față de mine, eu față de ea. Dar și atunci, nici atunci n-a fost nimic câte. Dar îl primeam cu ziua aceea, mă. Că am auzit că ești la mână, văzi așa, zic, și mai am nevoie și eu, zic, de făcut în alta. Mamă, sapă și mie o groapă pentru vece, sapă și mie, nu știu, un... Și în timpul ăsta, Alina era și apa ei, sau cum, adică de ce a vorbit cu el așa, nu știu? Nu, domnule, nu pot să vorbesc. Nu, adică să vorbească ca prieten așa, de... Nu a fost nici de pătă, ea nici nu suporta, și cum putea tot, mai pe ăsta în curtică de lumea de noi. Lasă-ne pe muncește, dacă tu ți-l aruncă, primești și așa, muncești și o pâine, dacă toată lumea, lasă muncești o pâine de la mine, că doar nu e babau. Nu dăm cablu nimeni, nu... A lucrat puțin mai diplomatic tatăl ei, adică vină la mine, știi, tu ești generele meu, facem, dregem, dușul ce, până la un punct. Îți spunea chiar așa că tu ești generele lui? Da, îmi spunea, până la un punct. De la un punct, gata, nu mai trebuie prostul ăsta pe-n curte. Adică, de exemplu, merg, îi sap groapa de veceu, îl ajut și după ce l-a ajutat și își făcea treaba făcută, știi, prostul ăsta nu-l mai suport în curte. Adică tu erai genere când te apucai de treabă și făceai treaba? Și după aia nu mai eram. Nu mai erai genere. Nu. M-a căutat în nevoiată oră, a oprit bicicleta pe drum la mine ca să mă strângă de gât, că mă bate, că mă omoară, că mă...